După 5 ani de relație, fostul iubit al Biancăi, Pop, nu poate accepta despărțirea. Fosta ispită de la Insula Iubirii susține că bărbatul i-a pus numărul de telefon pe site-urile de escorte din dorința de a se răzbuna pentru că nu mai vrea să fie cu el. De 2 săptămâni, bruneta trăiește un coșmar fiind căutată de 100 de persoane care îi trimit mesaje de ochiate pe fiecare zi, după cum susține ea. Bianca a făcut publică situația în urmă cu 1 săptămână, în speranța că bărbatul se va opri. Din nefericire, tânăra este în continuare asaltată de mesaje și apeluri nedorite. Astfel, fosta ispită a dat mai multe detalii despre cazul ei la Acces Direct, aceasta fiind o ultimă încercare de a-l convinge pe bărbat să renunțe fără intervenția autorităților. A început cam acum 2 săptămâni să-mi pun anunț pe un site de escorte, după mi-a pus anunț pe OLX cum că aș vinde un telefon și a început să-mi bubuie telefonul. Am avut o relație de 5 ani, este o persoană geloasă, nu știe să comunice. Este o relație toxică. Primesc fel și fel de mesaje de la diferite numere, persoane, bărbați care îmi dau poze și video cu partea de jos. Îmi sună telefonul non-stop, a mărturisit Bianca Pop. Întrebată de ce nu a încercat să schimbe numărul de telefon, bruneta a spus că are acest număr de 5 ani și a sugerat că nu vrea să-i dea satisfacție fostului partener. Bianca Pop speră ca bărbatul să renunțe odată cu mediatizarea cazului, astfel încât să nu fie nevoită să depună o plângere la poliție pe numele lui.